Salutare, Olguța! Bună seara! Ce faci? Cum te simți la noi? Eu mă simt minunat pentru că astăzi este o sărbătoare deosebită, precum moldovenii din diaspora vor arăta talentele sale, care vor demonstra ceea ce putem noi face, fiind chiar și peste hotare. Noi totuși ținem ceea ce am făcut noi chiar și Moldova. Nu putem face aici poate mai prudent, dar totuși ținem legătura asta ca să demonstrăm că totuși noi suntem și noi trăim viața noastră de artist. Cineva mi-a șoptit că ați avea un număr, o prestație pentru Festivalul Talentelor și te-aș ruga să-mi descrii un pic, să-mi povestești în ce constă el. Da, noi prezentăm, eu aș spune, cei ce nu găsești într-adevăr aici cu Londra, pentru că un dans tradițional, moldovenesc, asta este totul ce vine de sângele nostru moldovenesc, ceea ce ne-a rămas ca testament de la moși, strămoșii noștri, ceea ce nu există nici la o nuntă să nu fie un dans moldovenesc, ce nu există la o cumătrie, la o zi de naștere, oriunde n-ar fi moldoveni, eu oricum îți prind o muzică moldovenească și o să dansez un dans popular frumos. Deja fiecare se descurcă cum poate, dar super. Noi vom prezenta ceva super wow. Avem foarte multe așteptări, aveam așteptări mari și... De cât timp faci dansuri? Bine, am finisat Colegiul Național de Coreografie 6-7 ani de zile, Academie de Arte 3 ani de zile, am mai dansat și în ansamblu Joc 3 ani de zile. După asta totuși așa s-a trecut într-un bumerang, dar oricum, chiar dacă nu mai sunt dansatoare aceea profesională care am fost în țară, dar oricum nu mă lasă nimic ca să extind tradiția și aici, pentru că aici la fel dansez la nunți, la cumătrii, la diferite evenimente private, ce țin evident deocamdată de români și moldoveni și mă bucur foarte mult să arăt la lume că noi suntem deosebiți prin dansurile noastre moldovenești, ceea ce nu poate orice care să danseze. Eu personal cred că cu așa bagaj în spate de colegiu, academie și tot felul de instituții, o să fie ceva fenomenal și suntem cu sufletul la gură. Da, desigur. Mulțumim frumos, baftă! Mulțumim frumos!